Polițiștii au mari probleme cu bârlădenii, dar și cu cei din zonele apropiate municipiului. Criminalitatea cea mai mare rămâne totuși zona Bârladului, unde Bârladul plus comunele din jur trec de jumătate de rata infracțională la nivel de județ. Explicația e greu de făcut, pentru că motivațiile lor sunt diferite, dar nu cred că e justificată și consider că hoțul e hoț peste tot. Reprezentanții poliției nu găsesc nicio explicație a situației. Un lucru este însă cert, infracțiunile în această zonă sunt la ordinea zilei. Toate genurile de infracțiuni sunt mai numeroase în zona de sud. Începând de la infracțiunile economice, unde escrocii de la Bârlad la un moment dat erau prin top, dădeau cele mai mari țepe, apoi infracțiunile de furturi erau destul de numeroase. În zonă am avut și tâlhăriile mai multe la ei anul trecut. La toate capitolele, să știți că în zona de sud infracționalitatea este mai, nu știu ce determină, dacă poziționarea geografică sau altă. Cred da. Că totuși... Dintotdeauna așa a fost? De când stăteau prin poliția vasluiană, cam dintotdeauna. Șeful Inspectoratului de Poliție Județean recunoaște că o soluție pentru descurajarea infractorilor este prezența în stradă a cât mai mulți polițiști, atât ziua cât și pe timpul nopții, dar în același timp consideră că și cetățenii ar trebui să-și dezvolte simțul civic și să sară în ajutorul oamenilor legii atunci când este nevoie de acest lucru.